Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Scena, una din ultimele ediții ale acestui an. Vă reamintesc că vă uitați la singura emisiune de teatru, 100% de teatru din România și pe care de consecință cea mai bună dintre emisiunile de teatru. Sunt Călin Ciobotar și astăzi vă fac cunoștință cu ceva ce deja cunoașteți. E imposibil să nu-l cunoașteți pe actorul Constantin Pușcaș. Bine ai venit, Icu. Mulțumesc, bine te-am găsit. Trebuie să, așa, ca să-ți fac o caracterizare sumară. Deopotrivă, Ticu Pușcașu s-a făcut remarcat în zona teatrului. De ceva timp cochetează și cu camera de filmat, probând certe calități și în zona actoriei de film. Ticu, aș începe discuția așa, cu întrebarea asta frontală. Ai lăsa teatru pentru film? Nu, niciodată. Nu, teatru îți oferă niște satisfacții pe care filmul nu ți le oferă. Și nu numai e vorba de satisfacții, acea bucurie, bucuria care ți-o dă scena, nu ți-o dă camera de filmat, care e mult mai rece, ca să spunem așa. Acolo ai contactul, mă refer la scenă, ai contactul. E rece, dar îți face cardul mai cald. E adevărat, mai gras. E adevărat. Dar nu e numai asta. Așa, acolo sunt niște rigori care nu se intersectează cu rigorile din teatru. Satisfacție îți oferă amândouă. Bun, mai e și chestia de notorietate până la urmă. Sigur. Tu ca actor de teatru rămâi prioritar cunoscut la nivel de Iași. Da. Sau da, la un public restrâns iubitor de teatru în plan național. Dar în clipa în care intri pe un serial de succes cum e cel la care ai filmat perioada asta, și despre care vom vorbi mai pe finalul emisiunii, automat câștigi în notorietate. E adevărat, e adevărat. Și nu pot să ascund faptul că mă simt bine când lumea mă recunoaște pe stradă, când vrea să facă poze și Până la urmă e și pentru teatru util. Sigur. S-ar putea să-ți vină public dintr-o zonă care e non-teatrală și să vină să-l vadă pe ăla din serialul ăla. Da, da, categoric. Și m-am avut ecouri în direcția asta. Oameni care au venit să ne vadă și la teatru. Foarte mulți din telespectatori nu știau că eu și Teo suntem din Iași și când ne vedeau pe străzile, da, dumneavoastră sunteți din Iași sau ce căutați în Iași? Păi noi suntem din Iași. Nu cred. Deci oameni care nu veneau la teatru. Pare să existe o prietenie foarte profundă și profesională între tine și Teo Corban. Da. Cum l-ai descrie pe Teo ca actor? E un actor de la care învăț în continuare. Stau și e imprevizibil, încă mă surprinde, chiar dacă ne știm de atâta timp și jucăm împreună de atâta timp. E o chimie între noi, deja ne înțelegem din priviri și asta am probat-o și la filmări și după aceea mustăceam amândoi satisfăcuți că ne-am înțeles și în fața camerei de filmat, pentru că una e pe scenă, alta e în fața camerei unde îți surprinde orice gest, orice clipire din ochi, dar la noi deja cred că e un limbaj extrasenzorial, așa ne înțelegem. Cred că e un triunghi foarte puternic actoricesc în Naționalul Ieșean, alcătuit din tine, din Teo și din Călin Chirilă, aș zice eu. Evident, sunt și alți actori foarte puternici, dar mă gândesc și la Emil Coșeru, bunoară din Garda Veche, sau Cosmin Maxim, sau alții, dar voi funcționați așa ca un triunghi care cumva asigură cantitatea de valoare necesară unui național ieșean. Te simți parte din acest triunghi? Da, sigur, și pe Călin îl admir foarte mult și chiar l-am văzut în niște roluri care m-au impresionat și chiar l-am felicitat. Nu știu, și-a lăsat mustața aia, mă termină mustața aia. Ce să facă și el tot? Am și discutat despre mustața aia cu el în emisiunea asta, dar nu... E obligat și el de un contract, ce să facă, să țină mustața, deja m-am obișnuit cu mustața lui. Da, e un actor mare, Călin. Cred că ar fi interesant să facem o dată un spectacol doar noi trei, să ne dăm măsura acolo. Aveți în gunoierul, faceți un alt triunghi, numai că e Cosmin Maxim la celălalt. Da, dar el din păcate nu are un rol așa mare în gunoierul. În schimb cu Teo acolo, că tocmai vorbisem de relația noastră, am lucrat extraordinar, noi ne l-am făcut, ne l-am
regizat, între ghilimele, că nu suntem regizori nici eu, nici el. Dar de ce simte la un moment dat nevoie actorul, Ticu, să-și facă propriul spectacol? Noi mai mult am fost obligați de împrejurări, de condițiile financiare, nu erau bani. Cum adică o să mai faceți spectacole? Cred că o să mai facem, pentru că ne-am simțit bine, numai că căutăm texte în continuare. Sunt puține texte, sau nu știm noi unde să căutăm. Puține texte de două personaje, cel mult trei personaje. Gunoierul e scris de Mimi, Brănescu. Uh-huh. Același autor care a scris textul pentru Acasă la tata, pus recent de Claudiu Cova. Da, Mimi a și spus că asta nu era chiar un text scris de el în studenție, e și foarte scurt, dar nouă ne-a plăcut, l-am mai și completat, ca să spunem așa. Lui Mimi nu i-a displăcut ce am făcut noi acolo, l-am invitat la premiere, chiar ne-a felicitat, el fiind un tip foarte riguros și franc, dacă nu-i place ceva, spune. Chiar i-a plăcut și cu ocazia asta am mai cunoscut un om și pot să spun că ne înțelegem bine și eu îl apreciez și el pe mine și mă bucur de prietenia lui Mimi Brănescu. Ticu, cât depinde arta asta a ta, arta teatrului, de bani? Pentru că cel puțin în spațiul românesc s-a creat impresia unei arte costisitoare. Teatrul ar fi costisitor. Și gândește-te la scenografii, la devizie, la colaboratori, la regizori plătiți. Vulgar de mult unele raport cu alte spații teatrale. Mai poate exista acel teatru sărac despre care vorbea Grotowski? Păi cred că noi acum experimentăm teatru sărac. Dar din rațiuni economice, nu estetice. Da, da, e adevărat, din rațiuni economice. Cred că chiar vorbeam cu Claudiu Goga, regizorul și prietenul meu, nu poți să faci un spectacol mare fără bani. Nu poți să faci. Sigur, teatru sărac, Grotowski, era o formă, o idee, dar după cum vezi nu a rezistat în timp sau nu e atât de generalizat. Tot apelăm la costume, la decoruri, la lumini, care costă. Costă ca să iasă ceva realmente frumos, să iasă un spectacol. Sigur, putem face, cum am făcut și noi, Gunoierul, cu Temirce. Chiar am adus și noi de acasă, mai cumpărat câte una alta. Da, e un spectacol, dar să faci un spectacol care să aibă ecou, știi, să trebuie bani. În mod natural, în contextul oricărei crize economice, primii sacrificați cred că ar fi scenografii. Cu scenografiile și o primă consecință ar fi reîntoarcerea către actor. Regizorul și-ar aminti că există acest personaj în teatru numit actor. Tu simți în teatru românesc tendința unei astfel de reîntoarcere la actor? Nu, din păcate. Cred că regizorii se îndepărtează din ce în ce de lucru cu actorul. Faptul că actorul trebuie să fie principalul vector în spectacol. Nu, în afară de Claudiu Goga, cu care am lucrat și lucrez și sper să mai lucrez, care efectiv pune actorul pe primul plan, chiar el se dă un pas în spate, ceea ce face bine, știe că doar prin actor se va vedea și munca lui. Da, spectacolele lui depind cumva de actori, sunt în mâna actorilor. Categoric. El lucrează la fiecare virgulă. Uite, Hauswater Bunoară lucra cumva la dublu, adică spectacolul depindea și de forma în care erau actorii, însă Hauswater construia și structuri spectacologice. E adevărat. Merite să reziste. Gândește la scenografiile lui, la toate nebuniile alea. E adevărat, da. Decorului. Exact ce spuneam mai devreme. Regizorii în ziua de azi, în primul rând, vor să creeze imagini. Și actorul e doar așa un pion, că și râdem, domnule, în spectacolul cu tare poți să pui și portarul, că e la fel de bun. Nu, important este să se integreze în imaginea. Da, să se integreze și acolo să dea bine în lumină. O metaforă. Nu.
Dar dacă ne gândim și revenim la Claudiu Goga, și el știe să creeze imagini extraordinare și ne gândim la vizita bătrânei doamne, și acolo e cu bani făcut. A fost sau atunci chiar un dușman al poporului. Sunt câteva imagini care mă urmăresc în spectacolul ăla. Și deci știe și el să creeze, dar în același timp nu ia din meritul actorului. Nu... Da, concret, Ticu, sintagma asta, lucru cu actorul, cum ai descrie-o? Ce înseamnă să lucrezi cu actorul? Să-i spui actorului cum să intre, cum să abordeze personajul, ce înseamnă asta? Deci, în primul rând, înseamnă o colaborare în care îi și dai actorului mână liberă să creeze. Nu cum sunt actorii, tu taci din gură, cum spun eu. Deci de pe poziții egale, plecând la premisa că actorul e artist. În care există o relație de egalitate între actor și regizor. Apoi, îl simți pe regizor că este pregătit și poate revenim la acest subiect să-l dezvoltăm. Când la fiecare întrebare care o pui tu ca actor, de ce? Asta e întrebarea care ar trebui să le se predea tinerilor studenți la actorie, în primul, să întrebe tot timpul, de ce aici, de ce vin, de ce fac, de ce mă uit, de ce. Sunt și regizori care se enervează când sunt întrebați. Da, 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 exact, pentru că nu sunt pregătiți, ce spuneam. Descurajează întrebarea. Da, da, da. Și nu lasă să treacă niciun moment fără să nu fie justificat. Care are grijă relațiile. Actorul își vede doar de personajul lui și relațiile cu el însuși și cu celelalte personaje. Regizorul trebuie să aibă o viziune de ansamblu și cu cât e regizorul mai bun, are grijă să nu pierdă nimic din acest ansamblu, să nu neglijeze planul 2, planul 3, niciun personaj, chiar dacă are o simplă trecere, un regizor trebuie să o justifice. Acela e un regizor care îți dă și lucrează cu interiorul tău. Tu o gândești într-un fel, el gândește într-un alt fel. Apare o negociere. Apare o negociere, sigur, și el mai cedează dacă tu vii cu argumente pertinente și sunt logice, cedează și el și ajungi. Mă întorc la Claudiu, cu care lucrăm extraordinar și de aceea și ies niște spectacole extraordinare. Mai e o variabilă aici în joc, încrederea pe care actorul are sau nu are în proiect. Că de multe ori actorul pleacă de la presupoziția că nu va ieși oricum un spectacol mare din povestea asta. Nu, eu nu sunt unul dintre aia care plec. Dacă plec de la această premiză, nu mai intru în proiect. Uh-huh. De ce să intru dacă nu-mi place sau cred eu că nu o să iasă? Sigur, sunt situații când ești obligat să intri din vari motive. Dar chiar și dacă am făcut acest lucru, m-am implicat 100%, pentru că nu scrie pe fundul mea că n-am vrut sau nu mi-a plăcut regizorul sau nu mi-a plăcut personajul. Trebuie să intru și să încerc să scot cei mai buni din personajul respectiv. E o întrebare pe care o adresez frecvent actorilor pe care i-am invitați. Ai soluții de salvare în caz că spectacolul e prost, știi să te salvezi? Da, sigur, dar nu e. Sau prefer să nu te salvezi? Nu, dimpotrivă, nu, exact ce spuneam, dacă intru, încerc să scot cei mai buni și asta implică și salvare. Dacă văd că din partea regizorului nu vine mare lucru, încerc eu să-mi justific fiecare. Când știi că un spectacol e reușit sau nereușit? Cred că depinde. La unele poate știi de la început și, cum spuneam, poate am fost nevoit să intru. Știi de când se face distribuția, de când se afișează distribuția? Nu știu dacă chiar așa de la început, de când se face distribuția, chiar dacă ai poate unele semne de întrebare de ce ăla, eu îl vedeam pe celălalt în personajul. Apropo, care e cea mai surprinzătoare distribuția ta într-un rol? De exemplu, când am făcut Agamiță Dandanache, am fost surprins să fiu distribuit, dar apoi domnul Virgil Tănase mi-a justificat că, domnule, ăsta nu trebuie să fie neapărat bătrân. El are niște probleme. De aceea, zice, poate să fie și așa, și mai tânăr, că nu a făcut o compoziție de vârstă. Poate să fie o ramolire de asta. Da, el trebuie să aibă niște probleme, cum vedem și în Parlamentul nostru. O ramolire morală.
Da. Și așa. Dar chiar și fizic, are niște probleme fizice, așa l-am gândit. Nu a fost chiar o compoziție de vârstă, chiar o compoziție de personaj, un tip care a ajuns acolo datorită tradiției familiei, cum și la noi în Parlamentul nostru. Sigur, se fac anul ăsta, s-au făcut deja 25 de ani de când ești în profesie, ai terminat în 94. În 94, chiar 26 de când sunt angajat, am fost angajat din timpul facultății. Ai terminat în 94, ești un produs 100% ieșean, da. La școala ieșeană de teatru, la clasa Gete Angheluță, Emil Coșeru, Sergiu Tudose. Poți să-mi faci o succintă evocare a școlii de teatru din acea perioadă? Cât de mult datorezi școlii și cât de mult îți datorează ea ție până la urmă? Nu știu cât îmi datorează ea mie, dar datorez foarte mult, pentru că era prima oară când aveam contact cu meseria asta, mai cochetasem așa pe la niște ateliere de teatru în 90, 89 chiar era înainte de Revoluție. Întâlnirea mea cu doamna Geta Angheluță, care mi-a schimbat modul de a gândi, m-a introdus într-o lume dincolo de cea a teatrului, în filosofia indiană, și m-a făcut să-mi întorc privirea spre mine, spre interiorul meu. Eram un tip superficial care, na, să zicem că așa erau. Așa era vârsta, 21 de ani, m-a făcut să văd, mi-a dat lucruri să citesc, m-a luat pe ocolite știind că acest lucru mă va ajuta foarte mult și în meserie. Pe lângă orele de actorie care le făceam și erau extraordinare, păcat că atunci nu erau multe camere de filmat, dar cred că trebuiau filmate și date și studenților din ziua de azi. Domnul Sergiu Tudose, Emil a plecat destul de repede pentru că a luat el clasă, dar cei doi... Cumva Sergiu ți-a fost profesor oficial. Oficial, da, oficial. Și domnul Sergiu Tudose venea cu bogata lui experiență de teatru. Cum l-ai descrie pe Sergiu ca artist, până la urmă? Era foarte drag. Avea o forță extraordinară când pătrundea pe scenă și am fost foarte emoționat când a trebuit să joc prima oară cu el, chiar din timpul facultății, cu mâinile ascunse la studio. Umplea spațiu ca actor. Da, umplea spațiu. Eu vorbesc de spectacol la studio, dar pe scena mare era un actor care știa să umple spațiu, știa să cucerească public. Amintesc în Uriașii Munților, când evident săracul nu mai putea să ducă textul și a fost foarte riscantă din start distribuția lui, dar simpla lui prezență acolo electrifica aproape. Da, aducea o energie, energie extraordinară. Semn de mare actor. Da. Iar ca pedagog, cum era Sergiu? Era foarte drag și plăcut și riguros în același timp, pentru că noi eram niște zvăpăiați și niște, na, ca studenții. Tu cu cine mai erai în an? Numai să-i număr pe cei de aici. Dintre cei de aici. Cu Daniel Busuioc, cu Radu Ghilaș, noi trei, pe numai la Botoșan, Gică Frunză, Olina Stratin, Tatiana Zavelova, Volin Costin, dragă de el, Irina Mititelu, Cristina Cherț. Am fost mulți, am fost o clasă mare. Și mare parte din clasa aia sunteți în teatre. Foarte. Mulți facem teatru. Facem teatru și asta e bine. Bichir de la București, Marius Cisa de la Brașov, Lucian Pânzaru de la Galați. Ne-am dus în teatre. Bine, erau și anii când nu erau foarte multe facultăți, era nevoie de actori. Și au avut unde să se ducă. Cum te-ai descrie Ticu ca actor? Ce calități crezi tu că ai? Nu știu, mie e greu să mă descriu, dar un singur lucru, îmi place să fiu pe scenă, îmi place să mă bucur de scândura aia și îmi place să râd, îmi place să mă amuz, fac cu bucurie. Nu-mi place rigoare. Chiar dacă personajul nu-ți place în prima fază?
Da, da, cum îți spuneam, îi găsesc niște elemente care mă fac să-l iubesc, să-l îndrăgesc și să caut să scot ceva din el. Da? Nu mi s-a întâmplat niciodată să intru într-un personaj împotriva voinței mele și să nu-mi placă deloc. Pentru că dacă e un text, chiar dacă nu e chiar bine scris, dar e un personaj acolo, e un suflet care încerci să-i pui carne, cum spunea doamna Zeta Angheluță, că v-am pomenit-o, ea avea vorba asta, să punem carne personajului, o sânză. Așa arăta, să fie o sânză pe el. Deja vedeai stradă pe stradă. Da, 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 și mi-a creat așa o imagine, să fie o sânză pe el și ea se referea a încărca, între ghilimele, pune în personajul cât mai multe trăsături. Adevărul, Ticu, că sunt mii de personaje scheletice în teatrul românesc. Aia, sunt prea slăbănoage. Cred că chiar dacă textul nu te ajută, tu trebuie să-i găsești o istorie. Ai și tentația de a te juca pe tine în personaje? Eu cer cât mai mult să fug de mine, dar bănuiesc că nu se poate să nu am câteva gesturi care probabil se repetă. Eu încerc cât mai mult să-mi diversific personajele, să le scot, să le exteriorizez cât mai mult. Să le exorcizez. Sau să le exorcizez, da, de eul meu. Dar... Ai avut și personaje care te-au influențat în viață foarte puternic? Da, au fost personaje care am rămas apoi cu așa cu ceva că nu reușeam să-l scot din mine, cum e Roberto Zucco, regia lui Alexander Hauswater. Cred că odată cu Zucco ai explodat tu ca actor, nu? Da, posibil, nu știu exact când, dar a fost o piatră de încercare, fiind un personaj atât de complicat psihologic. Era un criminal cu față de copil, cum zicea Alexander, deci ei trebuia să aibă o candoare și să o omoare cu zâmbetul pe buze, dar nu un zâmbet cinic, ci un zâmbet candid. Și mi-a fost greu această alternanță între izbucnirile lui criminale și dragostea de mamă care o iubea și care a și omorât-o. Aici era marea provocare, nu? În paradoxul ăsta. Da. Am lucrat cu mare plăcere, eram și mai tânăr. Era aproape. Prima întâlnire cu Hauswater, nu? Cu Alexander era a doua întâlnire, jucasem în Table. Așa. Da, dar nu aveam un rol mare acolo, eram mai mulți care eram un grup, să zicem. Și apoi probabil că i-a plăcut lui Alexander, de-am făcut Roberto Zucco. Da, un personaj care m-a marcat și au mai fost întâlniri de genul ăsta. Oricum, rămâne un spectacol de referință pentru istoria post-decembrista a Teatrului Național Ieșean, spectacolul ăsta din 1999. Chiar aș spune din 98. Din 98. Din 98. Cred că Zucco l-am făcut în 99. În 99 Zucco, da. Zucco l-am făcut în 99. Nu sunt sigur. În 97 publicul Ieșean te vedea în Vasca Pepel, în Azilul de Noapte, da. Regia Cristian Hagi Culea. Domnul Hagi Culea a fost atunci prima oară. Doar regizor, nu și director. A fost prima oară. Și acela a fost un personaj care eram... De-abia terminasem în facultate de câțiva ani. Personaj foarte dificil și greu. Și o zonă interlopă, și umanitate, și vână, și... Exact, și acolo jucam cu domnul Sergiu Tudose. Cum concepuse Hagi Culea azilul? Crease naturalist sau mai mult metaforic? Mergea mai mult pe metaforă. Era și un decor destul de simplu, de stilizat. Uh-huh. Jucau toți greii teatrului, domnul Sergiu Tudose, domnul Petrică, domnul Vitcu. Eram foarte și emoționat, dar și flatat să fiu distribuit și cu un rol mare în Azilul de Noapte. Nici nu știu dacă l-am jucat foarte mult. Mi-a părut rău de spectacol. E un spectacol foarte solicitant. Și aceea, tot un criminal, dar din altă zonă.
Oricum, un rol de referință pentru CV-ul tău profesional. Da, da, da. Cred că ele au fost, pentru că au venit după aceea în valuri, probabil lumea m-a văzut, poate a apreciat. Poate. Și au venit. Așa ca o paranteză, cu critica de teatru, cum te-ai înțeles? Critica de teatru... Poți să fii sincer, nu e să fii formal. Da, păi mă gândeam în primul rând la tine, care faci cronica spectacolelor noastre. Cum să zic, când eram mai tânăr, eram foarte afectat dacă nu aveam o cronică bună, mai ales că poate aveam niște păreri din partea colegilor și chiar țin la unii colegi, țin la părerea lor. Și eram... Cronica contrazicea, nu? Da, contrazicea și eram debusolat. Nu știam ce să cred. De ce e așa? Pentru că credeam că cine vine la teatru și face o cronică de teatru e obiectiv. Dar în același timp, întotdeauna mi-am pus întrebare, că acum te întreb eu pe tine. Cum poți să realizezi să intri în bucătăria unui spectacol și aproape să-l întorci așa cum ai întoarce și ai face o radiografie în 2 ore, când noi ne chinuim 2 luni să facem un spectacol și mai noi știm bucătăria. E foarte justă întrebarea ta. Problema, știi care, Ticu, că în România criticul e perceput ca un element exterior spectacolului. El nu este invitat la repetiții, nu este invitat la discuții prealabile cu realizatorii spectacolului. Poate dacă el ar avea experiența interiorului, altfel ar înțelege spectacolul. El vine cumva din afară și își dă cu părerea despre ce vede în cele 2 ore. Da. Uite, apropo de asta, noi am avut, când am făcut spectacolul Uriașii Munților Domnului Purcărete, doamna Oltița Cântei... A lucrat la cartea domnului Purcărete. Dar amintește-ți că n-ați vrut să vină... Noi n-am vrut. Păi vezi? Dar nu că ne deranja. Nu, pentru că știam că nu știu de ce nu ne iubește. Și am zis că sigur o să scrie de rău și așa s-a și întâmplat. A și scris, chiar dacă ea a stat în bucătăria spectacolului și a văzut cum s-a construit, a văzut care sunt problemele și fiecare care cum muncește. Cred că n-a fost chiar obiectivă când a scris acea cronică. Bun, acum, nu poți să fii obiectiv în artă, Ticu. E imposibil. E adevărat. La fel cum e foarte posibil ca 3 critici să aibă păreri radical diferite despre unul și același spectacol sau unul și același actor. Păi totul e subiectiv în povestea asta. E adevărat, dar în momentul când faci o cronică, te erijezi într-o persoană obiectivă, care zice că așa trebuie făcute lucrurile. Nu. Eu totdeauna zic, din punctul meu de vedere, spectacolul este așa și pe dincolo. Dar mi-asum subiectivitatea asta. Pentru că omul citește cronica aia și el își formează o părere după o persoană vizată. Adică e a doua oară când sunt în juriul unui ter și nimic nu e mai cumplit și mai ingrat decât să încerci să evaluezi arta. Să o evaluezi și să faci comparații între chestii atât de diferite încât greu. Nu suportă comparații. E adevărat. Da. Sunt stiluri diferite, dar... De aia eu treptat, în măsură ce îmbătrânesc sau devin mai înțelept, așa, eu ajung la concluzia că a face cronică de teatru nu înseamnă a pune diagnostice, ci înseamnă a-ți asuma o perspectivă descriptivă. Rolul tău de a descrie un produs artistic pentru cel de azi, pentru generațiile care urmează. Eu personal nu mai dau diagnostice în ultimul timp. Și cred că trebuie să mai fie ceva. Spuneai, apropo, cred că relația artiști, critici de teatru, cred că ar trebui să fie mai strânsă. Cum spuneai tu, apropo, că ar trebui să fie invitat? Categoric. Dar cred că în momentul când se face cronica unui spectacol, cred că chiar dacă sunt lucruri care nu sunt bune, ele ar trebui să fie constructive. Nu trebuie scris distrugând. Cred că adică ce spun eu poate e puțin prea general. Dar tu înțelegi dar foarte bine ce spun. Dar sunt situații când jocul actorului respectiv e atât de vizibil prost încât îți stai orice tendință de a fi constructiv. Sau când vezi că un regizor n-a preceput nimic dintr-un mare text
iarăși apare un sentiment de revoltă împotriva... Categoric, sentiment care îl trăim și noi când, cum spuneam, de texte care trebuie mai să le pui. Mai sunt situații, Ticu, în care actorii te roagă să nu vii la spectacol. Mie asta mi se pare halucinant. Actorilor le este rușine de ce fac acolo. Da, și noi îi întrebăm pe colegii noștri, pentru că de ce nu sunt mai selectivi? De ce au intrat în spectacolul pot respectiv? Pot să refuze? Dacă... Pot să refuze, tipul, e altă discuție. Da, eu cred că dacă mai mulți oameni ar spune nu e bine ce se întâmplă aici, cred că spectacolul ori s-ar schimba cu 180 de grade. Da, dar pe parcursul proiectului să iasă din proiect, pentru că ei pleacă cu premisa că va fi un proiect ok și acceptă în prima fază. Da, pentru că nu știi, mai ales dacă vine un regizor că nu l-ai cunoscut, n-ai se angajează cheltuieli contabile, se taie facturi, după da. Care tu spui că gata, pleci. Automat e o problemă acolo. Aia, ce fac, te înlocuiesc, anulează proiectul, nu mai pot anula, că au deja da, sau, angajate cheltuieli. Sau se, nu știu, prin discuții, pentru că asta se întâmplă și cu, mai ales cu regizorii care, după cum spuneam mai devreme, nu acceptă să lucreze cu actori. Dacă actorii aduc niște idei, niște păreri, nu le acceptă, pentru că și cu cât sunt mai slab pregătiți, cu atât sunt mai încăpățânați. Da, aici... Nu știu, o discuție foarte, foarte da, da, și foarte delicată asta. Exact. Și eu sunt adeptul dialogului între specii, între da. Speciile teatrale, între actori, critici de teatru, între... Numai că de multe ori se pleacă de la presupoziția că sunt tabere diferite, se pleacă de la prezumția conflictului, a neiubirii. Da, cred că asta s-a format așa o părere generală și ar trebui să o estompăm, ar trebui să o diluăm acest... Așa zis conflict. Plus că memoria artistului, am observat, Ticu, are tendința să rețină negativ. Categorie. Adică n-ai să reții atât fragmentele pozitive pe care le-am scris eu despre tine, cât alea două, trei spectacole în care eu mi-am exprimat, nu zic neapărat de mine, îți dau un exemplu. Da, da, da. Deci memoria funcționează mai mult via negativa în da. Teatru. E adevărat. No, deci, ca să încheiem, cred că asta ar trebui. Adică chiar dacă mi-am dat seama de lucrul ăsta din psihologie, foarte bine îl faci pe om să lucreze sau să evolueze nu cu violență și nu cu forța, nu cu răutate. Și asta de asta mă întorc la dacă ele sunt agresive, omul categoric va respinge și celelalte care vor veni din partea criticului. Dacă, sigur, spunem că aici este rău, dar vedem cum ar trebui făcut, nu neapărat că ai să spui acum, dar eu nu sunt de meserie, ca să zic cum ar trebui făcut, categoric. Dar cred că trebuie găsit o formulă care să nu fie numai rău. Să mergem spre... Să avem același țel comun. Că și actorii, dacă n-au vrut să fie într-un spectacol și sunt acolo, poate n-au avut puterea să iasă, poate unii nu au curajul. Sau poate au dat o șansă proiectului. Sau din vari motive. Unii poate nu joacă și atunci li s-a oferit un rol să joace. Cred că trebuie, dacă toți vom lucra în aceeași direcție, o să acum adică se apropie și Crăciunul și avem tentația să fim mai buni, să fim mai zice... buni și auzim clinche de da, ca da. La Nache. Nu, dar asta e și din structura mea, că mă întrebai cam cum mă văd de pe mine. Eu tot timpul vreau să văd partea pozitivă și vreau să fie bine, oamenii să înțeleagă. Vine din partea mea comică. Nu îmi place ai să... Ai o anume să... luminozitate umană care, într-adevăr, se vede și în multe din personajele pe care le faci. E o formă de lumină pe care o transporti cu tine și cred că asta e unul din lucrurile definitorii pentru actorul Ticu Pușcaș. Da, probabil. Nu, chiar dacă îmi plac foarte mult personajele negative, pentru că alea au carne. Da, da, și alea pot să aibă carismă și... Da. Da, da, da. Hai să trecem la Jean, din Înțelegerea 1998, Irina Popescu Boieru. Ce ți amintești de rolul ăsta? Da, un spectacol cu probleme. L-am început cu un regizor, apropo de ce spunea, era de fapt un coleg care
vroia el să facă regie, nu ne-am înțeles cu el că nu era pregătit și apoi a venit Irina în ultimele două săptămâni și a scos spectacol. A scos și ea cum a putut. Te simți bine în zona absurdă, în zona existențială absurdă? Mă simt bine pentru că dacă vorbim de asta, ne gândim la Rinoceri, care l-am făcut, Beranger din Rinoceri de Ionescu, cu Claudiu. Noi îl tratăm, actorii, tot realist. Deci noi jucăm realist, pentru cum este scris și situațiile în care este pus personajul sunt absurde. Categoric. Dar mă simt foarte bine, pentru că la fel încercăm să-i găsim realitatea personajului. Drama. Beranger, ai spus de Beranger. Da. E un personaj relevant pentru prezent sau cumva rămâne datat un personaj al lumilor ionesciene? Da, cred că acum, în lumea asta absurdă în care trăim, cred că e cu atât mai prezent ceea ce a scris Ionescu acum 60 de ani, 50 de ani. Cred că cu atât mai prezent. Când experimentăm felurite forme de rinocerizare. Nu? Când vedem masele de oameni care se îndreaptă toți în aceeași direcție. Da, au avut la Suceava un spectacol rinoceri în care au dus rinocerizarea spre zonă consumistă. Cărucioarele de casă erau da, simbol al rinocerizării. Da, foarte da, provocat. Da, e interesant. La sigur. Fel cum tehnologizarea ar putea fi o nouă formă de rinocerizare. Exact. Inclusiv în teatru, obsesia cu tehnologic. Da. Am văzut videomapping-ul ăsta acum când vrei și când nu vrei. În ce relație ești cu tehnologia pe scenă? Nu mă deranjează și cred că și ajută. Sunt momente că ajută spectacolul. Cine pe cine ar trebui să ajute? Actorul pe light designer sau light designerul pe actor? Cred că light designerul pe actor. Eu, cum să-l ajut? El, dar neapărat pe actor. Ajută spectacolul. Pentru că n-am jucat într-un spectacol să am o relație directă cu un personaj de pe ecran. Dar cred că există. Cred că ai să ai ocazia, pentru probabil. Că la ce ritm accelerat da. ai să ai relații cu holograme. Exact, asta vreau să zic, am să joc cu holograme. Nici nu vreau să mă gândesc la viitorul tău, Tico. Păi hologramă, nu uite, nu se încălcește, da, nu se îmbolnăvește. Ai și colegi care par holograme uneori, asta era o răutate. Iașa, Livada de Vișine, Hauswater 2000. Cehov. Mai jucase și în Cehov până la momentul ăla? Repede, nu mai știu. În afară de inevitabile microspectacole studențești da, cu... Da. În asta am mai jucat în facultate, dar cred că nu mai jucase în Cehov. Nu, nici eu nu cred. M-am uitat pe... Spectacol foarte interesant, cum l-a văzut Alexandru. Cu vișinea aia, chirciță, așa, cu... Da, și cu acea licitație pe numai era o... Totul se vindea acolo, tot se... cu Teo într-un lopahin foarte bun. Tu cum erai în Iașa? Pentru că de regulă Iașa e asumat ca un personaj vulgar, e un personaj de ăsta la limita Da. Pe când tu structural ești un tip subțire, așa, fragil, rafinat. Da. Păi a fost o provocare, exact cum mă întrebai înainte de emisiune, dacă aduc din mine și asta mi-a plăcut, că am putut să mă detașez de mine. Ți-a ieșit un Iașa stilizat? M-am uitat pe niște fotografii din trecut și... Nu știu exact cum așa. Nu e un rol foarte... Nu e un personaj... foarte mare în piesă. Eu zic că m-am achitat de... Da, era un Iașa, cred că era puțin mai elevat decât... Îți dorești să joci în Cehov? Te simți atras de universurile alea? Îmi place foarte mult și place lumea asta de început de secol 20, sfârșit de secol 19. Vrei un personaj anume din Cehov? Un Chiuvanea. Un Chiuvanea pe care sper să-l facem. Sunt niște discuții și... Știu că Goga a vrut să montezi inițial un Chiuvanea și n-au fost bani. N-au fost bani și exact ce spuneam de bani, nu cred că poți să faci un Chiuvanea, un spectacol bun, mare, frumos, care să aibă impact din sărăcie. Așa Goga, te vede în Vanea, în unchi? Așa mă vede. Am avut niște discuții. Nu, așa am tras o concluzie.
m-a luat așa de departe. Așa, din zona publicului, noi, când zic noi, mă gândesc la mine. Te-aș vedea în Astrov oricând. Da, sunt... Un Astrov visător, un Astrov de busolat existențial. Da, și mai degrabă pe Teo l-aș vedea în Unchiuvane. E o paletă destul de... E o marjă destul de largă și la Unchiuvane și la Astrov și la... Vom vedea. Sperăm să găsim bani. Mi-aș dori foarte mult să pună Goga Unchiuvanea, pentru că el are o relație specială cu piesele lui Cehov și, în general, simte foarte special dramaturgia asta, pentru care, dacă nu ai organ, mai bine o lași acolo. Da, exact. Și teatrul ăsta de factură psihologică, Claudiu, îl simte foarte bine. Am vorbit despre Dan Danache, Contele din Uriașii Munților, regia Silviu Purcărete, un spectacol controversat, un spectacol care n-a fost o împlinire, dar care a lăsat în noi suficiente ecouri despre ce ar fi putut fi acest spectacol. Mă gândesc la scenografia excepțională lui Dragoș Buhagiar, și spectacolul avea niște note foarte înalte de calitate. Da. Exact cum spuneai de domnul Sergiu Tudor, ți-a fost niște probleme acolo care l-au împiedicat. A fost prima oară când am lucrat cu domnul Purcărete. Cum e Silviu Purcărete ca regizor? E un regizor care respectă actorul și asta mă bucură, dar care cred că se ocupă prea mult de parte de imaginea spectacolului și neglijează puțin lucru cu actorul. Da, dar uite, vezi, mare parte din succesul pe care îl are în plan mondial regizorul ăsta se datorează imaginarului pe care îl transportă spectacolului. Categoric. Are niște imagini fabuloase, dacă ne gândim la Faust. Da. Și nu numai asta. El fiind și artist plastic, nu? A făcut și artele plastice, dacă nu mă înșel. Dar nu asta contează. Da, că el creează niște imagini, dar eu vorbesc ca actor. Corect. Am simțit nevoia în unele spectacole, jucând, cred că în toate spectacolele lui de la Iași, să-mi dea mai mult. Exact. Ai avut foarte multe DC-uri și nu avea timp de lucrul ăsta. Și exact cum spui, m-am salvat, mi-am creat eu cât am putut. Dar te-a lăsat să te salvezi. Da, nici da, nu te-am da, încurcat, da. Nici nu te-am încurcat. Nu. Pentru că lui îi plac actorii creativi. Cred că și din punctul ăsta de vedere că își fac singuri, sigur el asamblează. Îi ușurează și lui viața. Da, exact. El asamblează puzzle-ul, dar simțeam nevoia de mai multe răspunsuri la întrebările mele și care n-au venit. El lucrează și într-un timp destul de scurt, este tot timpul pe drumuri, este tot timpul presat. Și... Acum văd că lucrează la Naționalul Ieșan prin delegații. Trimite tot felul de purtători de trenă care fac tot felul de trăznăi. Dar asta e o altă discuție. Vărșinin, trei surori, Cristian, Hagi, Culea, Regia, 2012. Da, 2012, 7 ani au trecut. Cum era Vărșininul tău? Da. Destul de ambigu spectacol. Am memorii foarte ambigue legate de spectacolul ăsta lui Hagi Culea. Da, un spectacol ciudat. Disparat, așa. Da. Am lucrat destul de greu la el. Vărșinin ăsta, nu, cred că nu l-am apucat eu foarte bine, între ghilimele, personajul. Nu prea l-am înțeles, era un spectacol nedatat. Plutea cumva. Plutea așa între mai multe lumi, din mai multe puncte de vedere. Și a rămas așa plutind. Hagi Culea acceptă DC-urile? Răspunde la ele? Categoric. Da, că e un regizor care îți răspunde și cu pertinență. Am lucrat foarte frumos cu el la Zeul Măcelului, dar cred că acolo, fiind doar patru personaje, am putut să ne concentrăm. Mie mi-a plăcut spectacolul la Zeul Măcelului. Era foarte geometric, pe geometrii de astea psihologice, și personajul tău funcționa foarte bine în relații cu... Ești un actor de relație? Categoric. Dacă nu există
ecou din nu ți se transmite, încep să joci singur. Mi s-a întâmplat să joc și singur. Sunt actori care performează excepțional în plan individual, dar când îi așez în relație, ceva se pierde. Da, asta din păcate nu sunt niște actori, parteneri buni de scenă. Uite, mi-l amintesc pe Leoveanu, mizantropul Tompa Gabor la Iași. Minunat în scenele în care era singur. Când iniția o relație, fractură. Da, a fost, mai ales că eu am avut mult cu el acolo scene. Nu prea am reușit să mă apropii de el. Ca actor și să rezonăm pe scenă. Era destul de rece. Nu am înțeles de ce. Așa e ca structura actoricească, pentru că am văzut și alte spectacole în care am remarcat exact această e o formă de atenție canalizată spre sine în scenă. Probabil de aici pleacă tot. Da. Eu cred că e mai mult, dar nu vreau să mă exprim. Da, nu e normal. Pentru că teatru se bazează în primul rând pe relații. Așa mă duc să joc o monodramă și sunt singur, dar în momentul când mai sunt și alții... Bun, nici atunci nu ești singur, că construiești relații cu publicul, construiești relații cu decorul, cu... Da, să zicem că nu am parteneri. Adevărul e timpul că e imposibil să extragi teatru din zona relației. E imposibil categoric fenomenul ăsta. Dar ca să... Mi-a place pentru că ești și profesor la facultate. Am mai spus asta și o mai spun. Cred că ar trebui să se predea foarte multă psihologie în facultatea de teatru. Actoria se bazează foarte mult pe psihologie. Așa e. Și în lucru cu tine însuți, și în lucru cu, vorbeam de partener, de relație. Psihologie și filozofie. Eu sunt și un adept al predării filozofiei în Să zicem, dar psihologia ca... Actorul care iese din facultate să știe să înțeleagă natura umană, să descoase acel personaj, să nu aștepte numai de la regizor, să singur să vină cu o poveste, să vină așa... Uite, te citește-l pe Stanislavski să vezi câtă psihologie e acolo în lecțiile alea. Categoric. La fiecare paragraf ai... o stare descrisă psihologic. Și nu știu cât era de dezvoltată atunci psihologia la momentul ăla când a scris Stanislavski. Erau mai degrabă intuitivi. Exact, asta vreau să spun. Tico, hai să te miri, dar mai avem vreo 2 minute. Hai să mai trecem rapid prin Bill, Acasă în miezul verii, excelent spectacol, excelent rolul tău. A fost ca un fel de descătușare a trupei naționalului Ieșean. V-am văzut pe toți la un loc atunci chiar. Da. O echipă și exact ce spuneam, relațiile sunt foarte bine stabilite acolo și mi-a dat ocazia unui rol puțin de forță, un rol care iese din tipologia personajelor mele. Apoi a urmat la scurt timp profesorul din Vizita bătrânei doamne, iarăși un rol mai important decât în scriitură. Mi s-a părut că e crescut în raport cu profesorul din Dürrenmatt, că era mult mai important în economia întregului pe care... Da, mi-a plăcut foarte mult personajul, chiar dacă era un personaj mai mic, dar ce i-am găsit eu, acea beție, dar nu era important, că nu beția e importantă acolo, ci drama acestui personaj care oscilează între a ține cu el și a merge cu rinocerii, să vorbim așa. El era cumva un il secund, eu așa l-am perceput. Era în siajul il, în siajul imediat. Dar fiind un om slab, fiind un caracter slab, nu a putut să aibă verticalitate și mi-a plăcut foarte mult personal. Un spectacol reușit și Vizita bătrânei doamne cu doamna Werner foarte puternică actriță și foarte, cum mai descriu eu? Extraordinar. Am jucat, când eram mai tânăr, jucam mult cu dumneavoastră și spunea fiule și acum mai zice fiule, ți-e faci fiule. Era mult, aș chiar o mare plăcere să joc cu doamna Mihaela. L-am mai avea pe doctorul Stockmann din Dușmanul Poporului. 2016, pe același Claudiu Goga. Da, și care mi-a dat ocazia să joc o partitură importantă cu un personaj care trece prin toate stările, de la disperare la forță, la ură, la... Vezi, și din perspectiva asta, al acestor 3 mari spectacole pe care le-a făcut la Iași, chiar 4 cu rinocerii, eu am fost foarte rezervat în a analiza acest acasă la tata. Care e ok spectacol, dar e într-o altă cheie, făcut ok,
minoră, fără o miză atât de mare ca, ca cele 3-4 spectacole înainte. Da, categoric. Nici nu e un text care să aibă așa mari profunzimi, cum are Vizita sau Dușmanii Poporului. Și totuși el a simțit nevoia să monteze. Da, e alegerea lui, dar mie mi-a plăcut foarte mult spectacol, cum e închegat, la fel cum sunt făcute relațiile. El nu ți oferă situații atât de profunde ca în celelalte spectacole, care cred că le-a rezolvat. Nu știu, eu asta n-am înțeles în spectacol și e posibil să fie vina mea că nu am înțeles. Insistența asta de a rezolva în cheie cehoviană o lume de mahala românească. Mi s-a părut că efectul e unul bizar. Nu neapărat negativ. Da. Dar e o bizarerie, e ceva și Cosmin și Ada Lupu parcă sunt ființe extraterestre acolo în lumea aia. Nejucând un spectacol, nu cunosc exact ce s-a întâmplat. Exact ce vorbeam de bucătărie. Poate că au fost niște probleme. Dar l-ai văzut, nu? L-ai văzut? Am văzut, sigur. Adică tu mergi și la spectacole în care nu joci? Se întâmplă. Sigur că merg să-i văd. Nu chiar la toate. Nu ajung. Sau... Da, Ticu, în ultimul minut al emisiunii aș vrea să vorbești și despre Alina Pușcașu, soția ta. Iubirea mea. O foarte, foarte bună doctorandă a noastră a Facultății de Teatru are o teză despre scenografia ieșeană de secol XIX. Cum funcționează cuplul în teatru? Vă încurcă, vă ajută? Nu, de, cum să nu? Nu ne încurcă deloc, dimpotrivă, ne sfătuim, ne vorbim și îmi plac foarte mult discuțiile cu ea. Ea mai este puțin, un, poate. Este un fan al actorului Ticu sau nu neapărat? Nu cred că face distinție între Ticu ăla de acasă care îi trimis să ia pâine de la chioșc și actorul care e pe scenă. E fanul, n-are ce face. Da, așa cum vorbeam înainte de emisiune, o să facem anul viitor, dacă ajungem sănătoși, o emisiune în care să fiți amândoi în formatul acesta. Sunt convins că am mai făcut cu Adi Caraoleanu și Doina. Doina și Adi, oamenii mei dragi. Ar mai fi un milion de lucruri de vorbit, Ticu, dar da. Uite că a trecut timpul sărbători frumoase. Și ție la fel. La fel și dumneavoastră, stimați spectatori, ne revedem săptămâna viitoare. La revedere.